Așa cum știți, suntem într-un studiu biblic din cartea 2 Timotei, capitolul 3, pe care l-am intitulat Oamenii Sfârșitului, oamenii de la sfârșitul lumii. Apostolul Pavel are o listă cu cel puțin 18 caracteristici a oamenilor din vremurile din urmă. El are o aceeași listă și în Romani, capitolul 1, care e o listă mai amplă, se pare, decât aceasta, în care el descrie în amănunțit ce caracteristici au oamenii vremurilor din urmă. Atunci când am studiat despre semnele venirii Domnului, ne-am dat seama că aproape toate aceste semne ale sfârșitului de care vorbea Domnul Iisus Hristos poartă amprenta oamenilor corupți din vremea aceea. O singură excepție, spuneam că există catastrofele naturale, dar și astea, în multe din ele, este mâna omului de astăzi. Și de aceea Apostolul Pavel, când îl atenționează pe Timotei, Apostolul Pavel este în pușcărie, el știe că are puțină vreme de trăit, probabil în ordinul lunilor de zile, și scrie scrisoarea asta lui Timotei, ucenicul lui, mai tânăr, pe care îl instruiește și îi spune să nu te aștepți ca zilele de mâine să fie zile bune. Vor fi zile grele. Am învățat din studiu biblic că fraza aceasta de vremuri grele, cum spune versetul 1 din 2 Timotei, capitolul 3, se referă la vremuri cumplite, vremuri îngrozitoare. Singurul loc din Noul Testament unde apare cuvântul acesta în limba greacă, greu, vremuri grele, este când se descriu cei doi demonizați din Gadara. Ei erau îngrozitori de cumpliți, că întreaga regiune era terorizată de oameni aceștia care arătau îngrozitor. Și Apostolul Pavel folosește exact aceeași expresie, spunând, ai grijă, Timotei, că vremurile viitoare vor fi vremuri cumplite, vremuri teribile, groaznice. Și ele sunt așa pentru că oamenii din vremurile acelea, iată cum o să fie. Și în seara aceasta vom discuta prima caracteristică, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Oamenii vor fi iubitori de sine. Dacă putem să pornim... În seara asta vom discuta despre acești oameni ai sfârșitului care se vor iubi pe ei înșiși. Este foarte interesant că cuvântul în limba greacă de aici este philautos. Philautos este format din două cuvinte, philo, care înseamnă iubire, și autos, de sine. Philautos. Oamenii vor fi iubitori de sine. O altă traducere foarte corectă ar fi, oamenii vor fi egoiști, vor fi plini de sine, se vor iubi pe ei înșiși și vor fi, cu alte cuvinte, egoiști. Pavel începe cu acest păcat pentru că se pare că el este sursa tuturor celorlalte păcate de care el vorbește pe urmă. Dacă atunci când el a vorbit despre roadele Duhului Sfânt și a spus că dragostea este cea care însumează pe toate celelalte roade ale Duhului, el are exact același mod de gândire și spune dragostea de sine, că noi ne iubim pe noi înșine, ea este izvorul tuturor celorlalte degradări ale ființei umane pe care el le menționează. Oamenii care se iubesc pe sine, iubesc banii, sunt lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, oameni care au o religie falsă, pentru că ființa cea mai importantă pentru ei sunt ei înșiși, ei sunt pionul central a credinței lor și a comportamentului lor. Așa cum spuneam că dragostea însumează toate celelalte roade ale Duhului Sfânt, la fel și dragostea de sine.
când cineva se iubește pe sine mai mult decât pe restul lumii și pe Dumnezeu, este un izvor nesecat a tuturor stărilor degradării ființei umane în omul acela. Acolo este sursa tuturor relelor. Biblia ne oferă câteva exemple de oameni iubitori de sine. Am putea să găsim multe și probabil o să aveți și alte idei în seara asta, gândindu-vă la oameni care s-au iubit pe sine. Eu am ales doar trei pentru dumneavoastră. Dacă ați citit Cartea Esterei, îl găsim pe Haman, nu? Un om extrem de orgolios, dornic de putere. Când împăratul întreabă, măi Haman, ce ar trebui să facem noi unui om pe care vrea să-l cinstească împăratul, nu? Și oamenii care se iubesc pe sine nu se pot gândi la altul. Ăsta se, bineînțeles, cine e? Eu sunt cel mai important. Îi dă idei la asta, domnule, să-l îmbrace haina împăratului, să-l pună pe calul împăratului, să-l plimbe prin oraș, să spună, bă, ăsta e omul care îl cinstește împăratul. Zice, nu, exact așa să faci pentru Mardoheu, pentru evreul ăsta pe care urăști tu, nu? Este o ironie a Domnului cum își bate joc Dumnezeu de oameni ăștia îngânfați, nu? Să nu mai povestim că la sfârșit este spânzurat în propria lui spânzurătoare, nu? Care o pregătise pentru Mardoheu. Deci omul care se iubește pe sine nu se poate gândi la altcineva, la alții. Alții nu există, el este singur pe lume. În Cartea Apocalipsei, în capitolul 18, versetul 3, este o descriere a Babilonului celui mare, Babilonul cel mare. Acum aici este o interpretare, nu pot să spun că este teologică sau corectă, dar unii cred că America este Babilonul cel mare astăzi, nu? Este o frază absolut tulburătoare, zice, s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă. S-a desfătat în risipă. Deci, nu numai că s-a slăvit pe sine însuși, dar s-a îmbuibat, s-a petrecut în risipă, risipind în jur bogățiile care le avea sau pe care le furase, nu? În Daniel, capitolul 11, versetul 33, probabil este o referință la Anticrist sau la cineva care seamănă cu Anticristul, se spune despre împăratul acela, va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii, nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Asta este portretul omului care se iubește pe sine. El este mai important decât absolut oricine pe fața pământului. Și când are și putere și autoritate, atunci își trâmbițează dragostea aceasta de sine. Hai să vorbim prima dată de dragostea de sine care este dragoste păcătoasă. O dragoste păcătoasă. În istorie se știe, în primul viac al erei creștine, a existat o filozofie, nu numai filozofie, dar a fost împărtășită de foarte multe biserici creștine, gnosticii, care spuneau că numai sufletul este bun și este de la Dumnezeu, trupul este nefolositor. Aveau niște cuvinte care spuneau că cadavrul ăsta nu este altceva decât o închisoare a sufletului. O închisoare a sufletului și este virtuos, nu? Pentru că numai sufletul este important, nu trebuie să ai grijă de trupul ăsta absolut deloc și este o virtute să te urăști pe tine însuți. Când te urăști pe tine însuți, atunci erai spiritual. Nu? Este o poveste foarte simpatică despre Sfântul Sisoie între poveștile românești despre Sfântul Sisoie, care nu se îmbrăca deloc cum trebuie și era mizerabil, de fugea lumea de el. Probabil că era agnostic, I don't know. Împreună cu soția am fost invitați la ambasada română de la Washington
La o primă întâlnire a comunității românești cu președintele României, atunci Constantinescu. Împreună cu soția am intrat în sala aceea și ne-am nimerit lângă un călugăr ortodox. Credeți în mine, a fost una dintre grelele încercări ale vieții mele. Cred că era gnostic. Nu se spăla, nu... mirosea absolut cumplit, ca un homeless de pe stradă. Ca un homeless de pe stradă. Probabil pentru omul ăsta era un fel de sfințenie, dovadă de sfințenie, nu? Nu știu cui îi place mirosurile astea, nu cred că lui Dumnezeu sau îngerilor le place, nici nu cred că vin în vizită. Vin alții care trăiesc în mizările astea tot timpul. A fost o experiență teribilă pentru noi. Aici este un verset care aș vrea să vi-l readuc aminte, îl știți cu toții, Efeseni 5, 28 și 29, care spune așa: tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Ca pe trupurile lor. Pavel era deloc gnostic, nu? El credea că trupul e bun, e important, trebuie să avem grijă de el. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și ascultați, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, cu excepția gnosticilor, nu? Așa, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Deci versetul ăsta ne spune foarte clar, pentru Dumnezeu tot suntem important, trup, suflet și duh. Suntem creația lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de toate, nu numai de suflet. Trebuie să avem grijă și de trupul nostru. Aici este o întreagă discuție, pentru că modul în care noi ne îmbrăcăm, ne spălăm, nu? Credeți-mă, am avut un prieten din România, a venit în vizită aici în America și el era mai în vârstă, avea el concepțiile lui, așa, poate că se comporta ca un gnostic. Dar mi-a povestit ce i s-a întâmplat într-o călătorie cu mașina prin America. Zice: mă, Petre, știi ce a făcut asta cu mine? Era o soră care îl ducea pe bărbatul său și pe fratele ăsta din România. Știi ce a făcut asta cu mine? Zice: în viața mea nu s-a întâmplat așa ceva. Ce? Zice: a oprit mașina în vârful dealului, m-a dat jos din mașină, m-a pus să-mi dau jos cămașa și mi-a spălat cămașa cu apă din sticla de băut, zice. N-am mai suportat mirosurile. Probabil ăștia în România făceau, pe vremea lui Ceaușescu, dușuri foarte rare, nu venea apa la robinet. A avut ceva ceva cămașă de aia de nylon, care aduna toate transpirațiile și mirosurile. Și femeia n-a mai rezistat. L-a dat jos și i-a spălat cămașa. Zice, m-a ținut acolo, fără cămașă, pe vârful dealului, până s-a uscat cămașa. Ar trebui să ținem cont de lucrurile astea și o să avem probabil un studiu biblic în legătură cu aceste lucruri. Dar noi trăim astăzi într-o societate foarte narcisistă, foarte plină de ea însuși, care se iubește pe sine. Există fraza asta, probabil ați auzit-o, me, myself and I. Eu, mie și cu mine însumi, nu? Această nesfântă trinitate a egoismului uman. Nu? În engleză merge perfect, me, myself and I, așa. Societatea aceasta narcisistă americană, dominată de o filozofie extrem de periculoasă, această filozofie woke, a celor treziți, s-au trezit ăștia, s-au trezit să se iubească pe sine mai mult decât orice din această lume și nu-i bun nimeni și nimic pentru ei. Vor să dărâme lumea, societatea, nimic nu e potrivit, totul este greșit, numai ei sunt bine, numai ei sunt corect. Culoarea mea nu e bună, a lor e bună, eu știu, trecutul meu nu e bun, istoria, vor să demoleze istoria, demoleze statuile. Nici nu vă dați seama cât de periculoasă este filozofia asta a lumii în care noi trăim. Probabil ați dat de ea când au venit copiii de la școală și v-au început să vă spună niște idei.
Această filozofie woke are doctrina lui self-esteem, stima de sine. Trebuie să te stimezi pe tine însuți, nu? Dacă ai vreo problemă psihologică, imediat psihologul îți spune că tu ai low self-esteem. Deci nu te stimezi suficient de mult, nu? Apropo, la psihologii ăștia, psihiatri, dacă te duci, te găsesc beteag oricum. Să zice că unul întotdeauna te întreba, zice, tu cum amesteci în cafea? Cu stânga sau cu dreapta? Și omul spunea, ba cu stânga, zice, vezi, tu ești beteag rău, că se amestecă cu lingurița, nu cu mâna. Nu? Și imediat că păteai un diagnostic și băieții te puneau pe medicamente, nu? Ei, primul lucru care te întreabă, cum ești cu self-esteem, nu? Cum stai cu părerile despre tine însuți? Vorba lui Creangă, nu? Și de tine mi este, dar de mine mi se rupe inima, nu? Self-esteem. Asta pătruns în teologie, pătruns în teologia creștină, această stimă de tine însuți, dragostea de tine însuți. Până acolo, când se spune așa, tu nu poți să iubești pe alții dacă nu te iubești pe tine cum trebuie, nu? Pentru că Domnul zice să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și dacă noi nu ne iubim cum trebuie, nu? Pe noi înșine, nu o să iubim nici pe aproapele nostru. Deci tot la noi e problema. Nu vă dați seama cât de periculoasă este o asemenea teologie și teorie care pătrunde în gândirea multor creștini. Sunt biserici întregi care așa propovăduiesc Evanghelia. Prima dată trebuie să te iubești pe tine însuți, să ai grijă de tine, să te apreciezi, să te lauzi, să te duci la oglindă și să spui, vai ce frumos ești, ce deștept ești, ce bogat ești, să spui de atâtea ori până crezi. Domnul să ne ierte, dar trăim vremuri extrem de periculoase pentru că trăim într-o lume narcisistă care se iubește pe sine. Narcis în legendele grecești a fost un tinerel frumos care într-o zi s-a uitat într-o fântână și s-a văzut în fântână, în oglinda fântânii. Atât de mult s-a îndrăgostit de figura lui, ce bine arăta, domnule, așa, că a căzut și a murit înecat în propria lui imagine. Nu? În fântâna aceea. Societatea noastră este o societate narcisistă, care se iubește pe sine, nu? Iubirea de sine a americanilor devine politică de stat, nu? Noi suntem excepționali, noi suntem națiune excepțională. Nu există nimeni mai grozav decât noi, nu-i așa? O fi ceva adevărat în asta, numai că ne-a intrat în cap așa de tare că începem să-i disprețuim pe alalți care sunt altfel decât noi, nu sunt așa de speciali cum suntem noi, nu-i așa? Putem să-i atacăm, le trimitem niște rachete, niște bombe, așa, pe aici colea, pentru că noi suntem speciali, nu? Nu au nici să cuvin toate lucrurile. Narcisismul ne face să fim umaniști. Omul a devenit dintr-o dată centrul universului, centrul universului. Noi auzim de umanism, nu înțelegem bine exact despre ce este vorba, dar umanismul este o religie care l-a dat jos de pe tron pe Dumnezeu și l-a pus pe om în locul lui Dumnezeu. Omul este Dumnezeul care stăpânește această lume. Când auziți de umanism, să știți că asta este. Este fraza aceea că omul este măsura tuturor lucrurilor. De-aia sunt așa de strâmbe și de rele lucrurile, că le-am măsurat cu un metru rău. Trăim în America unde un alt păcat formidabil care se naște din dragostea de sine, din iubirea de sine, este autosuficiența. Autosuficiența. Într-un fel sună bine, nu? Să n-ai nevoie de nimeni, nu? Tu te descurci singur, unii așa să și poartă, nu? Dom'le, au așa mulți bani că îi întorc cu furca să nu strice pe partea aia altă. El e sănătos, bine, pruncilor sunt cei mai grozavi, cei mai fantastici. Într-o zi soția mi-a zis, Petrică, să nu m-ai dus la nicio conferință cu nevestele pastorilor. De ce?
Păi zice, numai familia noastră, vai și amar de capul ei, ce toți au familie extraordinare, nemaipomenite. Pruncilor numai 10 au pe linie. Toată lumea face minuni la orice pas, numai noi suntem, vai și amar de capul nostru, să nu mă mai duci, zice. Nu mai suport încă o poveste de succes. Că numai de astea auzi, nu? Povești de succes, autosuficiență. Individualismul acesta american, nu? Care cred că am sărit-o. Da. Le-am încurcat puțin. Individualismul acesta aspru american și autosuficiența sunt semnele distinctive ale spiritului american, nu? Pionerii, domnule, urcă pe cal, se duce, cucerește Nebraska, bate toate triburile de indieni, își construiește fermă, are 1000 de vite, le încarcă și le duce la Washington și devine multimilionar. Nu are nevoie de nimeni. El are calul lui, pușca lui și câinele lui și el se descurcă și nu are nevoie de nimeni. E extraordinară chestia asta, nu? Pionerii, deschizătorii de drumuri, președinți, chiar țărani, nu? Fermierul american. Acesta este spiritul american, individualismul acesta aspru. Noi ne descurcăm și nu avem nevoie de nimeni. Unul dintre scriitorii români spunea despre americani, zice, ăștia au făcut câte o mașină pentru orice, au câte o mașină pentru orice. Pentru că el cu mașina lui, el cu tractorul lui, a arat 100 de hectare de pământ și a pus porumb și s-a descurcat. Nu? El n-are nevoie de nimeni. Sună bine, dar veți vedea imediat că nu este un spirit creștin. Este, în al doilea rând, contraintuitiv pentru spiritul american să fie dependent. Nu? Noi nu vrem să fim dependenți de nimeni, domnule. Pe ciuda mare pe Biden vine și faptul că ne-a făcut dependenți de petrolul arabilor, domnule. Că noi puteam să fim independenți, domnule, nu? Să nu depindem de nimeni cu nimica. Însă Evanghelia ne cheamă să depindem de Dumnezeu în loc să ne încredem și să, în autosuficiența noastră. Joe Stoll, care a fost președintele lui Moody, mulți ani de zile și este un mare predicator, a spus autosuficiența este un loc teribil pentru că este cea mai rea înșelăciune pe care o poți aduce asupra ta. Ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu în fiecare minut al vieții tale. Nu te poți declara autosuficient. Te descurci singur. Nu te poți descurca fără El. Acum o să venim înapoi la 3.3. Fie puțin, fie mult, suficiența noastră este de la Dumnezeu. Iată ce spunea Apostolul Pavel, scrie o scrisoare foarte personală celor din Filip și spune cuvintele acestea care sunt absolut remarcabile. Spune, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta în vederea nevoilor mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu un belșug și să fiu un lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Nu sunt cuvintele unui om care crede în autosuficiență. Pavel spune, eu mă bizuiesc pe Domnul și orice îmi dă Domnul, eu sunt mulțumit cu ce îmi dă Domnul. Dacă îmi dă mult, sunt mulțumit cu mult, dacă îmi dă puțin, sunt mulțumit cu puțin. Puțin sau mult, suficiența mea este a Domnului. Pot totul în Hristos care mă întărește.
În continuare vreau să discut câteva dintre pericolele acestei autosuficiențe americane. Sunt câteva pericole foarte serioase. Autosuficiența, pericole. Primul pericol este pericolul uitării de Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul Domnului și spune așa: adu-ți aminte de Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Uitându-L pe Dumnezeu, devii neascultător de El. În Deuteronom, capitolul 8, de la versetul 11, cuvântul Domnului spune foarte fain. Zice: când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umple inima de mândrie și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Ai grijă că atunci când ești autosuficient, când ai case multe și mari, conturi de bancă, crezi și rezile și ai tot ce îți trebuie, ai grijă că este un moment foarte periculos. Poți să uiți de Dumnezeu și să spui: păi cine-i ăsta care și-a făcut orașul ăsta și imperiul ăsta așa de mare, dacă nu eu, nu? Zicea un alt om plin de sine care a ajuns să mănânce iarbă ca boii, nu? Îți poți pierde frica de Dumnezeu în vremurile bune. Când îți merge bine, căpiezi de bine, ca și calul, nu? Când îți merge bine și totul este perfect, ești în vremuri foarte periculoase. Vremurile bune sunt vremurile periculoase. În Psalmul 106, cuvântul Domnului la versetele 13 și 14 spune așa: dar au uitat curând lucrările mele și n-au așteptat împlinirea planurilor lui, ci a apucat pofta în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. Îți poți pierde frica de Dumnezeu în vremurile bune. Este foarte interesant că cineva a spus că vremurile bune nasc oameni slabi. Oamenii slabi provoacă vremuri grele. Și vremurile grele formează oameni puternici. Așa că, ascultați-mă bine, insuccesul, a zis cineva, te formează, pe când succesul te deformează. Te deformează. Uitați-vă la actorii de la Hollywood plini de milioane de dolari. Nu cred că există joncuri morale mai cumplite ca ăștia. Nu cred că există. Cine a corupt și a distrus? Bogăția și vremurile bune. Inimile încăpăținate și nemulțumitoare se dezvoltă față de Dumnezeu în asemenea situații. Au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care li le arătase, spune Psalmul 78, versetul 5. Un alt pericol al autosuficienței este pericolul încrederii în sine și în lucrurile materiale. Încep să ai încrederea: domnule, tu ești extraordinar, nemaipomenit, uite ce, câți bani ai făcut, nu? Ce firmă mare ți-ai construit. Nu ca necăjiță ăștia din jurul tău care habar n-au ce să facă, nu? Încep să te încrezi în tine, păi trebuie să fii mai deștept un pic decât ăia alți ca să faci atâția bani, nu? Deși spunea cineva, dacă vrei să știi cât de mult ține Dumnezeu la bani, uite-te ce minte le-o dat la ăia care au mulți. Și încep să ai încredere în lucrurile materiale care ai, care le ai, nu? Banii care ai, mașinile care le ai, casele care le ai, averea care o ai, nu? Încep să ai încredere în ele. Capacitatea noastră de a învăța mulțumirea vine atât din provocările lipsurilor, cât și din cele ale prosperității. Ar trebui să dezvoltăm o inimă mulțumitoare și recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, tot ce am e de la Tine, Tu mi-ai dat. Dacă sunt ceva
prin harul tău sunt. Tot ce am, tot ce sunt, este darul și binecuvântarea ta. Numai în tine ne putem încrede. Dacă vine o criză economică, întrebarea mea este în ce o să ne încredem, nu? Dacă vine o criză economică și să duc toate pe apa sâmbetei, nu? În ce o să ne încredem? Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7 și 8. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Wow! Mulți dintre noi care am trăit în vremea comunismului și a sărăciei în România, mai ales dacă am fost copii, ne gândim cu mare nostalgie ce fericiți eram, domnule. Ce extraordinar era, nu? Ca să facă rost de câțiva lei să-și cumpere petrol la lampă și feștilă și chibrite, nu? Mama mă trimitea la cooperativă, că așa îi spunea, cu câteva ouă. Dacă ouă trecea prin inelul ăla, era 50 de bani. Dacă nu trecea, era 75 de bani. Și așa cumpăram petrol și ce trebuie pentru casă, nu-i așa? Doamne, și ce fericiți eram! Mă simțeam bogat, eram bogați, pentru că aveam exact ceea ce aveam nevoie. Aveam cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, nu? Ei, dacă n-am venit în America, nu mai suntem fericiți, că alții au mult mai multe decât noi, că am văzut noi, nu? Și ne ducem la magazin care nu vinde numai petrol și feștilă de lampă. Vinde multe lucruri pe care începem să ni le dorim. Apoi urmează pericolul acela a îngăduinței de sine. Suntem mari, avem tot ce ne trebuie, stăm în palatul nostru, nu în casa noastră, și în loc să ne întoarcem spre Dumnezeu și să-i mulțumim în prosperitatea în care suntem, uităm de El, nu? Și apoi, ca și David, ne trezim după ce dormim lung pe patul nostru în plină zi, ieșim pe terasă și o vedem pe sora Batșeba care face baie să vadă vecinii, nu? Și urmează păcatul acela cumplit, pentru că avem îngăduință față de noi înșine. Suntem speciali, nu? Domnul ne-a binecuvântat. Îmi sună întotdeauna în minte vorbele unui frate român, zice: mă, Petrică, cred că mă iubește foarte mult Dumnezeu pe mine, că uite ce binecuvântări mi-a dat. Și îmi povestea câți bani are și ce-a făcut eu. Îl iubea Dumnezeu enorm de mult. Nu vreau să merg mai departe. Spuneam că în America este proclamată această doctrină a stimei de sine, lui self-esteem, care pătrunde în școlile noastre, în modul de a ne educa, în bisericile noastre. Și aș vrea să vă citesc un verset din Romani 12 cu 3. Să vedeți ce spune Pavel despre self-esteem. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Wow! Aveți grijă să nu aveți păreri mai înalte decât se cuvine, spunea Apostolul Pavel. Aveți grijă să nu vă îndrăgostiți de propria voastră imagine. Este o falsă teologie, este o psihologie falsă. Trebuie să te iubești mai întâi pe tine ca să poți iubi pe alții. Aiurea. Tu devii centrul universului în momentul acela. N-ați auzit fraza aia la copiii, le spune: hey, be yourself. Fii tu cel adevărat.
Cel adevărat dezastru este ești o ființă păcătoasă, născut în păcate, născut maică ta, ok? Și dacă ești tu al adevărat, o să mă furi, o să mă minți, o să mă împuști, cine știe ce o să faci, nu? Tu al adevărat. Dar haideți să discutăm câteva lucruri și despre iubirea de sine sănătoasă. Este o iubire de sine sănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și asta este iubirea de sine sănătoasă. Când poți să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, atunci iubirea asta a atins nivelul de sănătate. N-ai trecut în patologic, n-ai trecut în boală psihică. Okay? Când fratele tău este egalul tău, poți să-l respecti la fel, poți să-l ajuți ca pe tine însuți. A venit la Domnul Iisus un cărturar și a avut o discuție cu Domnul, bineînțeles, cărturarul, teologie, așa. Și Domnul i-a pus întrebarea, care sunt poruncile, le știi? Cărturarul i-a zis, hai să citim versetul ăsta, cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jertfele. Și Domnul spune, wow, tu știi foarte bine, teoretic ești super. Este un filozof român, Gabriel Liceanu, și dacă puneți mâna pe cartea aia, citiți-o, are o carte intitulată Iisus al meu. Teza lui, cu toate că el nu este un credincios prea autentic, el spune fiecare om are un Hristos al lui, pentru că ne creăm o imagine personală a lui Iisus. Și în Iisus al meu spunea el, cea mai mare revelație și revoluție din gândirea umană a introdus-o Iisus, care a spus iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. L-a ridicat pe aproapele meu la același nivel cu mine. El este semenul meu oriunde de pe fața acestui pământ, orice culoare are, este semenul meu. Este probabil cea mai profundă învățătură a Domnului Iisus Hristos referitoare la societatea umană. Dacă noi nu vom reuși să iubim oamenii cum îi iubește Hristos, să iubim ca pe noi înșine, noi nu vom schimba fața coruptă a acestei lumi. Haideți să vedem puțin despre iubirea aproapelui. Iubirea aproapelui nu înseamnă izolare de societate. Nu putem părăsi lumea. Vă dau câteva versete, dacă aveți timp, le puteți nota, le puteți cerceta. Nici nu trebuie să avem părtășie cu păcatul lor. Când iubim pe semenul nostru, nu înseamnă că îi tolerăm păcatul. Nu înseamnă că devenim un fel de cameleon moral, nu? Imediat ne ajustăm la starea în care el, dacă e bețiv, bem și noi un pahar cu el sau ne facem că bem. Nu. Pavel nu și-a compromis valorile morale și credința sa niciodată în fața păcătoșilor cu care el stătea de vorbă. Există limite morale impuse interacțiunii noastre cu lumea din jur. Necazul nostru, știți care este? Cum se pocăiește cineva? Se izolează imediat de toate rudele lui care nu au credința lui. Nu le mai vizitează, nu se mai duce la evenimente de familie și asta e rău. Nu ar trebui să ne rupem de ei. Ar trebui să rămânem aproape, să le putem spune cuvântul lui Dumnezeu, să le putem predica Evanghelia. Dar noi ne izolăm imediat de ei. Nu ne mai ducem la evenimentele lor, nimic, totul, ei sunt păgâni și noi suntem sfinți. De-aia, să zic așa, productivitatea noastră de a câștiga suflete e așa de mică. Că noi ne rupem de subiectul muncii noastre. Când Iisus a interacționat cu păcătoșii,
El i-a învățat adevărul și i-a chemat la pocăință. El i-a învățat. Învățăm noi pe cei pe care vrem să îi iubim, pe cei care îi iubim, îi învățăm adevărul lui Dumnezeu. El i-a chemat pe păcătoși să-L urmeze. Îi chemăm noi pe cei care îi iubim și îi invităm să-L urmeze pe Hristos. El știa că erau bolnavi, de aceea le-a vorbit despre pocăința de păcatele lor. Nu? De fapt, aceasta este ceea ce Iisus a numit adevărata îndurare, adevărata dragoste pe care trebuie să avem față de păcătoși. Domnul Iisus nu s-a comportat în niciun fel ca să-i facă pe păcătoși să creadă că El este de acord cu păcatele lor. Niciodată nu veți găsi la Domnul că El e de acord cu, mă rog, stilul lor de viață, ok? Cineva a spus că unul dintre șocurile, miracolele lui Hristos este că El, cea mai sfântă persoană care a trăit vreodată pe fața Pământului, așa, a fost binevenit între cei mai mizerabili oameni de pe fața Pământului. Nu? L-au primit bine, pentru că știa cum să-i trateze. Nu i-a tratat așa de sus, cu superioritate, bă, păcătoșilor, nu? A noi, penticostali, voi baptiști, zicea cineva cuiva. Ce mă, tu ești mai rău ca un baptist, îi zicea la un frate baptist. Teribil. Aveam această mândrie religioasă care ne desparte de oameni, în loc să ne apropie de ei. Câteva lucruri foarte frumoase despre Domnul. El a învățat pe păcătoși care se adunau să-l asculte. De noi fug oamenii. Când se prind că spune ceva de Evanghelie, zice, lasă că te ascultăm noi altă dată, nu? Pleacă de la noi. El i-a spus adulterei, femeia aceea prinsă în adulter, să meargă și să nu mai păcătuiască. Noi am fi exclus-o din biserică, am fi pus-o la televizor sau cine știe, nu? El a arătat milă iertând și învățând. L-a iubit pe tânărul acela bogat și i-a spus exact ce îi lipsea. Nu? Vinde tot ce ai, că asta te împiedică și vină după mine. El i-a mustrat și i-a osândit pe fățarnici, pe farisei. Deci foarte multe ori a fost la masă cu păcătoșii și a fost acuzat că se duce să ia masa cu păcătoșii. Nu? Vreau să mă apropii de încheiere spunându-vă că a iubi pe aproapele nostru nu înseamnă să îi tolerăm păcatul. Trebuie să-l iubim, să ne rugăm și să-l ajutăm să iasă afară din capcana aceea a diavolului. Vreau să închei cu câteva concluzii. Timpul a trecut foarte repede în această seară. Prima concluzie este că egoismul, dragostea de sine a oamenilor va fi încurajată de chipul viacului, de modul de gândire al lumii în care noi trăim. Vedem cum chipul viacului încurajează dragostea de sine. A fi altruist astăzi și a te sacrifica pentru alții se înseamnă că nu ești sănătos la minte. Astăzi este încurajat egoismul, mândria, iubirea de sine. Dragostea de sine poate să fie sănătoasă când îngrijim templul Duhului. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dar trebuie să îngrijim în același timp și de templul celorlalți, și de semenii noștri, de frații noștri, de ceilalți de lângă noi. Am publicat recent o carte intitulată Ucenicul și Juan Carlos Ortiz, autorul, este un tip din America de Sud, spunea că ei nu trec de la un subiect la altul, ci stau la un subiect, la predică, în adunările lor, până când subiectul ăla e cunoscut și toată lumea îl împlinește. Zice, la bisericele voastre, zice el, practic, așa a fost și a noastră,
Zicea el, dimineața te duci și auzi o predică despre Ilie. Trebuie să ne rugăm ca și Ilie, să fim plini de credință ca și Ilie. Și nu suntem fraților, trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul. Toți, zice, noi trebuie să devenim ca Ilie. După masă, avem o predică despre David și Goliat. Nu? Și duminică seara aflăm că David a avut plin de credință și cu o praștie și trei pietre l-au făcut praștie pe uriașul ăsta, nu? Și trebuie să fim și noi plini de credință, fraților, ca și David. Iar ne rugăm să ne ajute Domnul să fim David. Dar între timp am uitat să fim Ilie, că, cum am văzut dimineață. Joia auzim despre altceva și schimbăm subiectele așa că suntem amețiți. Nu mai ține minte nici măcar ce s-a predicat. I-a încercat cu câte un frate, măi, ce s-a predicat azi dimineață la biserică? Când vine seara la biserică, vedeți că nu știe. Majoritatea nu știu. Eventual a spus, o predicat frumos, fratele la scău. Bun. Despre ce? Domnul știe. Știu că da, Domnul știe tot. Și el spunea, noi stăm la un subiect până îl învățăm toți. Zice, stăm și vorbim despre respectul în familie și dragostea între soț și soție și nu plecăm deloc acasă până când toată lumea este în regulă cu relațiile de familie. Numărul 3, stima de sine și autosuficiența sunt noile termene, numele noi ale vechiului păcat. Nu? Așa se numește acum dragostea de sine, stima de sine, autosuficiență. Sună bine, nu? Dar este exact vechiul păcat, un alt nume. Și ultima afirmație, iubirea autentică a aproapelui va căuta mântuirea păcătosului în primul rând și ajutorarea lui, nu? Și Domnul să ne ajute la lucrurile astea. Cu ajutorul Domnului, săptămâna viitoare vom avea un subiect care se va intitula lepădarea de sine, pentru că Domnul ne învață și să ne lepădăm de noi înșine. Și vreau să intrăm puțin în textul Scripturii, să vedem ce vrea să spună Domnul când spune să ne lepădăm de noi înșine. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.